Hei, salut, eu sunt Maria și astăzi sunt aici cu Alex Ciobanu și o să gătim. Bine, o să încercăm să gătim că... Nu vreau să mai încerc. Am atâtea episoade în care încerc să gătesc, astăzi eu merg pe siguranță și încredere. Merg la sigur pentru că în primul rând uite-te câte lucruri avem aici și n-avem cum să dăm în bară. Am dat și destui bani. N-ai cum să încerci cu investiția asta și cu recuzita asta, trebuie să reușim. Astăzi o să reușim să gătim ceva. O să copiem o rețetă la Jamila. Nu, iar o faci să sune prost și părem că nu știm ce facem. Dar chiar avem o treabă, Trebuie să faci să pară că știm ce facem. Bine, o să facem brioșe, pentru că este ziua lui Bogdan și ne-am gândit să-i facem surpriză. Și niște brioșe. Cum nu avem o treabă să facem un tort, ne-am facem gândit noi... Facem brioșe. Facem brioșe. Și punem câte o lumânare și am îmbrăcat grămadă brioșe. De lumânări și... cu brioșe. Pe brioșe. Am luat și căpșuni să punem... Și zmeură. Pe brioșe. Și arachide granulate de pus pe... Brioșe. Și multe alte ingrediente de făcut, cremă de decorat. Brioșe. Plata așa. De asta... de mai multe branduri ca să se vadă că noi nu favorizăm niciun brand. Da. Deci dacă vedeți vreun brand pe aici, să știți că noi ținem cu ceilalți. Sau nu, dacă vreți să ne sponsorizați cu voi. Cu voi. Ne schimbăm repede. Este primul nostru show de cooking cu public. Ai mei. Și cei 400.000 de vizualizări la acest vlog. Da. Și voi sunteți aici. Și cele 13.000 de like-uri care tocmai s-au dat. Uite-te, verifică. Ah, ia. Oh, wow. 13.000 de like-uri. Sunteți nebuni? Și atât. Brioșe cu fulgi de ciocolată. Aia. Ciocolată pas cu pas, afine și smântână. Nu, aia cu fulgi de ciocolată. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 240 de grame de făină, 4 ouă mici sau 2 mari, 150 de grame de ciocolată, 150 de grame de zahăr, 100 de grame de unt moale, 80 de ml de lapte, o esență de vanilie și o linguriță și jumătate de praf de copt. Gata? Da. Fale voi de vacanță. Cum faci astăzi împreună brioșe cu fulgi de ciocolată? Trei la și subiect, să rămânem noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Da. 300 de grame de zahăr cu tot pachetul. Haide, Alex, pune pachetul de mânt. Pentru a mixa aceste două ingrediente pentru aproximativ 5 minute. This is my butter, shade number, grosime, 60%. Easy boy! 5 minute trebuie să faci aici. 1, 2, 5 minute. Hai să ne oprim un minut, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem și pentru a lua toată care arată uman, gen. Ne trebuie un ciocan. Pentru ce? Ca să strivim ciocolată. Dar de ce? Că există gravitatea. Dar trezim vecinii. Nu există așa ceva. Ei nu știu că e ghiocalion. Hai, gata, oricum le-a luat cuptorul. Le-a drop-off. Pune da. Câte ouă foicică în fiecare găurică. Pe care le umplem ulterior cu compoziția anterior făcută. În acest stadiu puteți să și verificați compoziția. Și acum bagă asta așa? Da, și vezi că ai timer la cuptor. Iar pentru sirop și cremă vom avea nevoie de 250 de grame de mascarpone, 250 de ml de smântână pentru frișcă, 30 de grame de zahăr tos, 50 de grame de zahăr pudră, o lingură de super esență de vanilie, 20 de grame de cacao. Pentru cremă vom amesteca mascarponele rece cu zahărul pudră până când va deveni cremos. Wireless. În 2019 toată lumea folosește wireless. Foarte rece de la frigider. E... pune gheață. E foarte caldă. M-am zis că din eu mediu. Să știți că eu chiar știu să gătesc. De exemplu, dacă intrați acum pe canalul meu de YouTube, vedeți un vlog în care am gătit Lorei supă. Da, Lora, aia care cântă, puișor.
rege. Astea nu se rege. Bagă asta la frigider. O să facem congelator. Bagă un congelator, da, să jos. Să un pic în congelator până se răcește bine din. Fiți mândri, vă rugăm. Am transpirat pentru astea. Ne ieșim direct. Ne filmăm. Doamne ferește. Ce? Nu te filmăm. Încă sunt perec. Și yoga challenge. Fortnite. Copii de 14 ani pe YouTube. Bună, prieteni! Hai să le vezi! Tot noi suntem Zvinca și Alex și acum o să facem crema perfectă! Mamă, dar brioșile astea sunt săracile... Nu mai, că uite, deja a început să se brânzească. Serios? Da, se taie. Ajunge, lasă-o așa. Vai de capul tău, Alexandru. Ce dezamăgit că sunt. Nu. Astea nu se reinge. Nu, mai nu mai mixa, că mă doare cap. Dar mai are cu chestii în gata. Ce bine că ți-a ieșit, că eram așa trist, nu ne-a spună. Echipă. Hai să-ți bravo, echipă. Și. Bravo, echipă. Trebuie să zici și tu, sincron. Bine. Și. Sincron. Bravo, echipă. Hai să le decorăm. Brea, n-am avea cum să mergem de ziua lui ăsta cu așa ceva. Surpriză! Am încercat să facem brioșii, dar... Te-am mai spus odată, ne-am ieșit, uite-le aici. Nu știu ce să zic. Mie mi se pare că sunt chiar ok, gen. Sincer, sunt ok. Umflăm balanele și vă arătăm cum e gata totul. Și pe Ghioca l-am închis în cameră. Yeah, Ghiocalionul. Cel mai tort din lume. Cel mai tare pregătar. Te ajut? Hai, adu-ți iubitul să-ți vadă creația. Să faci și să prinzi și de asta. La mulți ani! Wow, mulțumesc! Wow, și un tort! Am încercat! Ți-a rămas o dorință. Da, stai că nu mi-am dat nimic. Hai, acolo e dorința. Uuuu, la mulți ani, Ghioca! Ia, mănâncă din tortul tău, hai să vedem cum e tortul. Am mâncat tot ce din ea. Și eu am pus-o acolo. Cum e? Da. Afe. Mulțumesc că ați urmărit vlogul de azi, sper că ați râs și v-ați distrat la fel de tare cum am râs și ne-am distrat și noi. Ziua lui Bogdan a fost acum ceva timp și abia acum am reușit să editez videoul, de asta a apărut abia acum. Dacă vreți să faceți și voi brioșe și vouă să vă iasă cum trebuie, nu cum i-au ieșit mie, mergeți la Jamila pe canal și aveți acolo rețeta completă și făcută corect. Lăsați-mi în comentarii ce alte vloguri mai vreți să vedeți la mine pe canal sau ce alte colaborări. Eu am o listă de idei, dar sunt mereu curioasă să aud feedback-ul vostru și să văd ce v-ați mai dori voi să mai vedeți. Lăsați un like la acest video dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare!